Salutare cocoleșilor și bine v-am regăsit la un nou episod din lumea noastră cute! Salut, Chiță Grădinarule, ce faci? De ce te ascunde aici la mine la casă? Cumva ai furat ceva? Deci? Nu. Marcela? What? Bă, ce s-a întâmplat? Cum adică? Pe asta o cheamă Marcela? Fată, nu! 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 Nu a murit Marcela! O să moară? Dar nici eu nu pot să mă duc sus. What happened? Ok, deci. După cum ați văzut, am pierdut-o pe Marcela. Ai de capul, fraților mei. Ce se întâmplă cu lumea mea din Minecraft? Mi-a crescut copilul. A crescut copilul lui Mitică. Ce faci, bre? De ce ai crescut? Oh, da, ce cool este el. Are curea la pantaloni și are eșarfă. Mitică, de unde ai avut bani să iei la copil de îmbrăcăminte, hă? Ai vândut pizza cumva? Mitică s-a dus după casă. Deci, cocoleșilor, faceți cunoștință. Unde mi-este panda? A, ce m-am crezut că am pățit panda meu ceva. Vrei să papi? Să știi că n-am acum să-ți dau fi la dietă. Cocoleșilor, haideți să apăsați butonul de coco-like. Pentru că astăzi vreau să mă duc acolo în mină. Stați să vedem. Am târnăcop, dar n-am spațiu. Stați că eu vreau să mă duc la ciordit pentru că am rămas datoare atunci. Să vedem ce se întâmplă în mina aia, da? Că erau niște chesturi și vreau să le jefuiesc. Dar înainte de asta, stați puțin să punem aici să ne facem iron ingoturi. Stai acolo. N-avem nevoie de ăsta. Bolurile astea goale n-avem nevoie. Mai avem pe aici niște torțe. Mi-ar prinde foarte bine niște torțe, că nu prea mă pricep eu să mi le fac așa de bine. Și îmi plac astea gata făcute. Tot de mine, dar de mai demult. Mai este pe undeva? Vreo torță? Ia să vedem. Este? N-avem. Va trebui probabil să ne facem. Ok, cocolicilor. Haideți să punem aici iron ore. Așa. Și trebuie să pun și niște cărbune. Poftim. E bun? Dar aș putea pur și simplu să-mi păstrez cărbunele astea? Nu știu ce să zic. Bun, deci facem aici iron ingot ca să-i facem lui Mitică cadoul lui de Crăciun, pentru că se apropie Crăciunul și nu putem să lăsăm fără chiuvetă. Așa. Dar, stați să pun asta, că nu vreau să o iau cu mine, că nu se știe niciodată ce se întâmplă. Așa. Și să vedem ce ne mai luăm cu noi când mergem aici. Vreau să iau un dintre ăsta, un oak sign, ca să-i punem la miții acolo și avem piatră. Bun. Cred că mi ajunge ce am luat. Bun, sunteți gata, cocolișilor, să mergem, să vedem ce avem acolo de găsit în chesturile alea. Bebe, să fii cu minte, da? Să fii cu minte! Tăticul tău, Mitic, o să lucreze din greu și o să-ți mai cumpere și papuci! Până acum a făcut o treabă foarte bună. Hai să vedem, cocolișilor, dacă țin în minte... dar stați că eu nu prea am instrumente așa de bune, adică... Din câte văd eu am sabie, dar nu mai am lopată. Lasă, poate nu-mi trebuie. Hai, poate îmi trebuie doar sabia. Să vedem, ține minte pe unde ne-am dus? Asta este mina. Dar eu am găsit atunci o altă intrare care mi-era mie puțin mai ușor prin ea. Și eram chiar foarte aproape. Bă, uite, niște carne! Niște carne! Hai să luăm friptura! Oh my god, a luat friptură! Ce credeți că s-a întâmplat aici? Am două... Auleu, trebuie să fac nanii. Trebuie să fac nanii repede. Auleu, frate, hai să mergem repede să facem nanii. Ar trebui de acum înainte să-mi iau și un pat cu mine. Să mă duc repede la mine în cameră. Copilul lui Mitică e bine că e îngrădit. Nu pățește nimic. Auleu, am luat-o pe lungitură! Hai. Să nu pățim nici noi nimic. Să văd dacă Mitică e acasă sau doar... Bă, Mitică ăsta doarme prin vecini. Hai să mergem repede-repejor să facem năniți și după aceea ne luăm patul cu noi. Așa trebuie să fac. Deci trebuie să-mi iau patul cu mine. Eu nu mai pot să mai vin aici de fiecare dată să fac nani. Hai, câști, am pat.
Am tot ce-mi trebuie? Am și pat, sunt șmecheră. Haideți, cocolișilor, să mergem să vedem ce se află în mina aceea. Mitică, n-ai venit încă acasă, asta este, te-ai pus pe făcut copii. Puteai și tu să te căsurești înainte? Mitică, ăsta vagabondează. Uite și tu, aici o găinuță, ce chiotă. Haideți, cocolișilor, că sunt foarte nerăbdătoare să ajung în mina asta. Până la urmă, din experiență înveți și până acum eu nu-mi luam pat cu mine. Și-o cam pățeam, dar acum mi-am luat pat. Ia, parcă pe aici undeva era... Aoleu, e un zombi acolo. Ia să vedem, pe aici undeva, nu? Bun. Dar n-am scut, frate, n-am scut. N-am scut, dar am armură. Hai, că data trecută n-am avut armură. Și acum avem. Deci avem un plus. Dar acum nu mai știu în care parte. Nu cred că acolo. Hai să vedem dacă pe aici. Sper să nu cadă nimic în cap. Cred că ar fi trebuit să-mi fac un pat în plus. Adică dacă pățesc ceva... Nu știu... A, uite, 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 uite aici. Haideți să vedem ce se află în chest. Saddle? Music disc? Wow! Și aici ne facem bonmil. Au, au, au. Cine îndrăznește să se pună cu mine? Cine îndrăznește, bă? Bă, tu îndrăznești, bă? Mai este și altul din spate? Ăsta? Ha! I-a tras la picioare și acum mă duc să distrug ăsta, spannerul ăsta. Au, nu! Sunt prea mulți! Fratele meu! Fratele meu, o să o pățesc. Stați, stați, pe aici. Hai, bateți-vă între voi, așa. Fiți fraieri. Se bat între ei. S-au bătut între ei ca niște fraieri. Și acum mă duc repede, repede. Aoleu, dar tot se spaniază asta. Dar nu cu sabia, focus Cristina, cu ăsta. De-aia nu ți-a ieșit. Fugi! Fugi! De-aia nu mi-a ieșit, frate, că eu deam cu sabia. Stai că poate mai am noroc să se mai bată între ei ca fraierii. Au, nu, nu se mai bat între ei ca fraierii. Bă, tu nu da în mine, bă, pițiule. Târnăcopul. Repede, cu târnăcopul. Distruge. Distruge, fată, distruge. Nu așa se distruge? Care-i faza? Așa. Am distrus un spanner. Woohoo! Oh my god, sunt foarte mândră de mine. Stai să pun aici o lumină ca să-mi luminez victoria. Aș vrea să iau săgețile astea, nu să pur lua. Vreau să fur tot. Așa. Oh, gunpowder, nu știu la ce folosesc. Gold ingot. Nu știu la ce folosesc, dar iau. Music disc, redstone, iron ingot. Ăsta, gold ingot. Frate, mă îmbogățesc. Ia să vedem și în asta. Armură de haur. Hai de mine. Știți ce? Mai renunț la târnăcopurile astea. Nu, nu renunț la ele, că-s bune. Știți ce? Mă întorc. Mă întorc, frate, că nu-i de glumă. Mă întorc, pentru că nu vreau să renunț la niciun târnăcop, că l-am făcut eu cu mânuța mea. Da, și uite, mă duc pe aici. Ia să văd care e intrarea. Poate ies printr-o parte care mi-e mai ușor. Unde m-am rătăcit? Unde e casa mea? Casa mea e în partea asta. Ok, se pare că sunt mai multe intrări la... Aba, nu. Unde e casa mea? Unde e casa mea? A, ok, aia e casa mea. Și eu am ieșit pe aici. Bun, lângă copacul ăla. Stai să văd dacă mă rătăcesc. Ok. Acum mergem repede să ne mai golim puțin buzunarele, că după cum vedeți am ciordit destul de mult. Chiar pot să zic, fraților, că m-am descurcat excelent și am ciordit. Uite, uite, uite pe Mitică cum fuge. Uite, l-ați văzut? Pleacă când eu vin. Îi place să fie vagabond. Unde te duci, Miticule? Să ne mai golim puțin chest ăsta ce avem aici. Aur. Mitică, ți-am adus muzică. Deci e plin ăsta, da? Ia să văd. Aș putea să pun niște carne pe grătar. Ia stai să pun puțin. Mitică, vrei să mănânci friptură? Friptură, spui? Mi-ar prinde bine niște friptură. Uite, știu ce interesată-i. Nici măcar nu mă băga în seamă. Dacă n-au zis de friptură, a zis că da, vreau. Uite, căști. Căști. Așa, aștept să se facă. Unde ai plecat? Aici ești. Zice, nu plec nicăieri până ce nu-mi dai friptura asta. Vreau să împarți cu mine, Cocos Cristina. Că am copil.
Da, trebuie să-și hrănească copilul. Acum, în cât timp se face friptura asta? Aveți idee? Stați să mă hidratez. Ah, ce bun a fost! S-a făcut! S-a făcut! Mitică, vrei? Vrei, Mitică? Nu, nu-ți dau, nu-ți dau, că ți-o faci singur. Mie că dacă-ți dau una, te mai bat. Așa! Și acum să văd dacă avem spațiu în cuferile astea, dacă nu mai fac unul nou. Uite așa, saddle și avem și... Stați puțin că aici mai aveam dintre astea să le pun una peste alta. Uite așa, 15 dintre astea. Redstone, cred că fac niște chestii șmechere cu redstone-ul. Ziceți-mi cu string-ul ăsta ce fac. Hai să punem aici oase peste oase. Am aici 20 de oase și săgeți. Uite, am și o săgeți. Dacă eu am arc, n-am nevoie de asta. Dacă eu am arc și am săgeți, pot să trag cu ele? Mă șmecheresc, nu de alta. Uite așa. Deci ăsta e arc, nu, nu e un sushi. Am spațiu, cred, destul să... Ba nu, stați să mai pun totuși niște târnăcop, că e cam mult târnăcop aici pentru mine, ca să mă duc în mină. Uite așa, mai las niște târnăcop dintre astea pe acasă. Așa. Perfect. Și acum, cocolișilor, haideți repede, repejor, să mergem. Nu știu cât e ceasul, sper să nu se facă noaptea. Că nu prea-mi dau seama în mină când trebuie să fac eu nani. Așa. Mergem în mină să terminăm de jefuit! Ne îmbogățim! Frate, deci nu mă așteptam să mă îmbogățesc atâta de tare. Uite aici este ieșirea aia de la mină. Unicornule, frumușelule, să ai grijă să nu te duci aici, da? Că poți să cazi. Uite așa, numai eu sunt expertă. Ce expertă mă simt. Ok, deci mergem pe aici, nu? Uite aici, aici e chestul. Așa, ia să vedem. Ce luăm din el? Luăm, ce asta? Melon seeds, bă! Gold horse armor, super șmecher. Ziceți-mi ce fac o șmechereală dintre aia cu redstone. Știu că poți să-ți faci device-uri. Așa, pâine. Niște pâine îmi prinde bine și multe, multe oase, că doar ei scheleți. Așa, acum nu m-aș încumeta să mă duc mai departe pentru că am buzunarele pline, ceea ce înseamnă că mă duc acasă, îmi golesc buzunarele și după vin așa și mă mai plimb eu prin mină să văd ce mai mi oferă, că am impresia că este o mină destul de șmecheră, ați văzut, și atât de aproape de casa mea. Nici când m-am dus la ilagerea n-am jefuit atât de bine ca acum. Cum fac cu muzica? Se pun lui Mitică niște muzică, că cred că îi place să danseze. Și va trebui, cocolișilor, să ne terminăm și casa, pentru că nu-i safe pentru Mitică dacă eu plec la plimbare și nu mă întorc noaptea. Ia să vedem. Hai să punem ața asta peste ață, că avem mai multă. Oasele peste oase și săgețile le am cu mine. Bun, hai să punem și armura asta, că e prea faină. N-am deocamdată... Aș putea să călăresc un unicorn. Mi-ar plăcea să călăresc un unicorn și să mergem, să explorăm, să vedem ce se află prin împrejurimi. Cred că este o idee foarte bună, nu? Cocolișilor, ia, vreau să-mi ziceți și voi. Ziceți ce fac cu gunpowder, ziceți ce fac cu string-ul și cu redstone-ul, da? Așa, felie peste felie de pâine. Ce mai avem nevoie aici? Redstone. Unde putem să-l... A, uite aici, că mai aveam deja niște redstone. Așa. Ce mai îmi las aici? Cam atâta, nu? În caz de pățesc ceva, e ok. Așa. Păcuță, ce faci? Ce faci, bă, făcuțe, bă? Ce faci? A venit aici la mine, da? Mitică și copilul. Întâlnirea, ce credeți că fac? Hm? Nu, deci ei sunt foarte timizi, nu vor să-și vorbească unui altuia. A, ce trebuia eu să fac? Să-mi iau ingotul. Hai să luăm ingotul. Așa, că deja este făcut aici, cum par eu. Oooo! Așa, mai vii de acasă? Ia, mai avem aici ceva? Uite, avem și astea. Hai să le punem și pe astea. Așa. Stai, nu aici. Aici. O, din câte am văzut, pot să fac și bară de fier. Uite, pune-te. Așa. Și acum...
Cauldron, cauldron. Îi facem lui Mitică. Mitică, ți-am făcut chiuvetă! Și mie trebuie să-mi fac... trebuie să-mi fac dintre asta shovel, lopată, să vedem. Așa. Dar nu pot? A, nu pot că n-am băți. Dar stați puțin. Au, trebuie să mă duc la nani repede, repede, repede. Sigur am eu băți pe aici, pe undeva. A, patul meu. Stați să-mi pun patul. Să fac nani. Unde-i patul? Nu mi l-am pus? Se pare că nu mi l-am pus. Uite așa. Păi nani, Cocos Cristina. Bad is too far away. Ok. Măi, cocolicilor, din câte văd eu, mă cam descurc. Devin o super mega gameriță. Data viitoare am să-i dau cadou lui Mitică chiuveta. Vreau să mai mergem să mai explorăm și o să ne punem și saddle-ul ăla pe cal. Stați să vă arăt așa ce învingătoare sunt. Ca să mai explorăm pe aici puțin sătucul ăsta. Da, sunt foarte mulțumită de episodul acesta, m-am îmbogățit peste măsură, iar voi aveți acolo un task să-mi scrieți în comentarii ce fac cu tot ce am ciordit, da? Până data viitoare, apăsați butonul de coco like, iar noi ne vedem curând!